Am ajuns în Câmpina, la castelul Iulia Hajdeu. Suntem cu doamna Aura Dobre, care ne va întâmpina și ne va arăta ce minunății și istoria castelului. Ce minunății găsim aici. Bună ziua! Bine ați venit! Bine v-am găsit! Ați venit cu soarele. A plouat toată ziua, toată dimineața, așa că ați venit cu soarele. Da. Întotdeauna cei care sunt bineveniți sunt primiți cu soare, așa că înseamnă că sunteți bineveniți la castel. Castelul Iulia Hajdeu găzduiește din 1965 Muzeul Memorial Bogdan Petriceicu Hajdeu. Avem și acolo un însemn care atestă lucrul acesta, că este monument cultural. Eu zic să mergem înăuntru, da? Da. Haideți să mergem. Aici este salonul de primire al doamnei Iulia Hajdeu. După cum se vede, avem și un pian care este funcțional, este un pian Petrov, la care avem, cel puțin în ultima vreme, am avut și concerte chiar de ziua de sărbătoarea celor 2 iulii, în duminica în care le-am sărbătorit pe cele 2 iulii ale familiei Hajdeu, pe mama Iulia și pe fica Iulia. Pianul acesta a fost funcțional și chiar au fost foarte multă lume, a participat la un spectacol susținut de 2 tineri muzicieni. La pian a fost un tânăr, Daniel Dumitrescu, și la vioară Eva, colega lui de pian. Spuneam că aici este salonul de primire al doamnei Iulia Hajdeu, sufrageria, dacă ar fi să spunem așa. De jur împrejur vedeți că avem medalioane cu toată familia, cu familia Hajdeu. Acolo este Bogdan Petriceicu Hajdeu, tatăl și mama lui Hajdeu. Pe mama lui Hajdeu avem aici, ca să o putem vedea mai bine. Din păcate, se pare că familia Hajdeu are o poveste. Doamna Hajdeu a murit la 24 de ani, ceea ce înseamnă că e așa o poveste mai tragică în familia aceasta, pentru că și aici sus este fratele lui Bogdan Petriceicu Hajdeu, Nicolae, care și el la rândul lui a murit de tânăr. În această vitrină, deci cum spuneam, în salon găsim obiecte din care au aparținut familiei, găsim fotografii care amintesc de familie, o avem aici în mod special pe cei trei care sunt. Este o fotografie cunoscută, făcută de ei la Amsterdam. O mai avem pe doamna Iulia Hajdeu în diferite ipostaze în ultima parte a vieții, dar avem și acolo în tinerețe obiecte care au aparținut familiei. Aici este Tadeu, bunicul lui Bogdan Petriceicu Hajdeu, străbunicul Iuliei Hajdeu, la rândul lui un poet și nu numai poet. Aici avem genealogia familiei Hajdeu, scrisă de bunicul Iuliei, domnul Tadeu. Avem de asemenea descendența Efrem Hajdeu, pentru că istoria familiei Hajdeu, Petriceicu Hajdeu, de fapt se întoarce undeva foarte departe și ajungem în Polonia. S-a născut bunicul, pentru că provenea dintr-o familie care se așezase în zona aceea, dar ne raportăm la niște ani în care Europa nu prea arăta așa cum este acum, cum o știm, cu statele care erau imperii, erau fiecare zonă nu atât de clar delimitată, ca să spun așa, cum o știm și cum o descoperim astăzi. Acesta este un loc foarte drag mie, pentru că este o fotografie care, pe lângă faptul că arată foarte bine, spune și o poveste. Este făcută în 1868 de la Paris, de către cei doi, Iulia și soțul Bogdan. Și după cum se poate vedea, doamna Iulia Hajdeu este îmbrăcată într-un costum tradițional, aduce din zona Munteniei mai mult, din zona Câmpului Mușcelului. Dar este un costum muntenesc. Și de ce spun că este o poveste? Pentru că doamna Iulia Hajdeu provenea dintr-o familie din Roșia Montană de azi, din zona Brudului. Hajdeu chiar îi spune că era moțoaica lui, așa îi spunea tot timpul, și era o femeie dintr-o familie înstărită din Roșia Montană, pe care el a cucerit-o
și a convins Ardeleanca să vină la București, să se căsătorească cu el și să se mute la București. Și ea, în semn de prețuire a faptului că locuiește în Muntenia, în capitala României întregi, așa cum o visau toți încă de atunci, ea s-a îmbrăcat în acest costum muntenesc. Deasupra lor este medalionul care o întruchipează pe fiica lor, pe Iulia, care se năștea puțin mai târziu de poza aceasta. Aici, așa cum spuneam, avem mobilier care a aparținut familiei. Aici este un ceas pe care îl avem de la Biedermeier, pe care îl avem de la tatăl. Este ceasul tatălui Alexandru Hașdeu. Și vă dați seama, vorbim de secolul XIX și vedeți cât de bine este. Avem aici lunile, anului, zilele și aici avem barometru. Deci, da, era într-o vreme când lucrurile acestea erau destul de rare. În modă, în vogă, da. Da, și nu, cine își putea permite lucrul acesta? Da. Așa cum spuneam, avem obiecte, iar acolo este o schiță, putem să o vedem și de aici, o schiță făcută în curtea castelului când Ioan Luca Caragian a venit în vizită la familia Hașdeu. Castelul era deja construit, după cum se poate da. Vedea. Acolo avem o fotografie a Iuliei care se regăsește, pe care Hașdeu a avut-o în ultima parte din viața lui. O ținea mai tot timpul lângă el. Am să vă arăt și într-o fotografie, în ultima fotografie făcută lui cu câteva zile înainte de a muri, pentru că ea a fost, așa cum spunea el, Iulia a fost sufletul lui, pentru că acest loc este construit în memoria fiicei lui. Și povestea mai continuă, dar vreau să vă rețin, avem acolo un tablou care până acum nu a fost acolo. Este un dar pe care o pictoriță din Câmpina, Gilda Ivan, l-a dăruit castelului în urma campaniei pe care noi am organizat-o, campanie online, Mesaj pentru Iulia, dedicată celor două Iulii Hașdeu. Și ea s-a gândit așa că acum cele două Iulii Hașdeu s-au întors, se întorc în castelul lor. Și după ce s-a terminat expoziția colectivă care a adunat lucrările tuturor artiștilor plastici care au vrut să participe la această campanie, Gilda Ivan ne-a dăruit nouă acest tablou. Mergem mai departe. Într-un loc plin de simboluri și plin de mesaje și în care fiecare dintre cei care intră își pot găsi răspunsuri la întrebările lor în funcție de deschidere, de pricepere, de înțelepciune, de background științific. Fiecare, repet, își găsește răspuns pe măsura priceperii lui. Vă spun mai întâi despre tablouri. Acolo avem un tablou al Iuliei Hașdeu, un portret bine cunoscut, cel mai popularizat de altfel, în care ea era la Paris și studentă și este pictată de profesorul ei de pictură. De asemenea, mai avem picturile acestea, sunt originale. Da, scârție, pare rău, dar este o clădire veche. E autentic. Este autentic și poate e și un mesaj, cine știe, să ne mai trezesc așa. Aici este cel mai important lucru, este pictură, este portretul făcut de Nicolae Grigorescu. Ei erau vecini aici la Câmpina, nu departe de noi este Casa Memorială Nicolae Grigorescu. Și ceea ce este foarte interesant este că cei doi s-au născut în 1838 și au murit în 1907. Wow. Este o legătură, bănuim, nu? Încă n-am găsit documente care să ne ateste, dar cu siguranță, existând acest tablou, existând o distanță destul de mică între ei, Câmpina nu era așa de mare și atât de populată în acea vreme, bănuim că se cunoșteau. Că de altfel, povestea castelului cred că este bine cunoscută, în sensul că după moartea fiicei lor, în 1888, soții Hașdeu au venit într-o vizită la Câmpina, la prietenul lor, chimistul Constantin Istrati, care avea domeniul undeva în apropiere. Acum, pe domeniul acela se găsește școala de poliție, Vasile Lascăr.
Și în apropiere exista o grădină, un spațiu de care familia HD-ul s-a îndrăgostit imediat și au de altfel au și cumpărat locul acesta, un loc de cam un hectar de teren. Și totul a fost pe numele doamnei HD-ul, pentru că așa a dorit Bogdan Peticei cu HD-ul. Am spus și scrie și el lucrul acesta că singura femeie din viața lui pe care a iubit-o cu adevărat a fost soția lui, căreia a fost recunoscător până la moarte și dincolo de ea, pentru că datorită ei s-a putut liniști într-un fel și și-a putut ordona foarte mult gândurile, pentru că el a scris foarte mult, s-a implicat în foarte multe proiecte, iar doamna Iulia HD-ul i-a adus acea liniște de care el, omul, savantul, creatorul, avea nevoie. De altfel, a scris și câteva lucrări în perioada aceea care îi sunt dedicate oarecum voalat, dacă nu deschis. Noi știm de la școală Răzvan și Vidra, de fapt s-a numit Răzvan Vodă, care și el și această operă dramatică este dedicată doamnei sau are la bază pe doamna Iulia HD-ul, pentru că știți povestea de la un sclav țigan sau, da, țigan se numea în perioada acum, aceea. Da, așa se zicea. Acum este rom, dacă ar fi să fim politically correct. Da. Dar atunci era un sclav și de care s-a îndrăgostit o femeie, Vidra, care era din neam domnesc, iar dragostea lor și prin dragostea ei față de acel om l-a ridicat până la stadiul de voievod. Și asta a vrut să scoată HD-ul în evidență, da, că atunci când ai lângă tine o femeie puternică care te iubește, care te respectă și care este patriotă, asta spunea, da, HD-ul despre soția lui, n-ai cum să nu reușești și n-ai cum să nu te ridici la valoarea efortului pe care ea l-a depus dintotdeauna. Spuneam că ne aflăm în acest spațiu unic, de altfel, în clădirea castelului este unică în România, este un spațiu arhitectural unic, care este plin de simboluri, plin de mesaje și, repet, fiecare îți găsește. Dacă eu am să vă spun acum că asta înseamnă așa ceva, e posibil ca altcineva să spună că simte sau interpretează altfel lucrurile. Am să vă spun care este versiunea oficială, mai bine, okay, da? Ok. Aici avem o ușă, ați văzut ușa de la intrare, da, dacă de unde este am pornit. De unde am pornit povestea noastră, pe ușă masivă de piatră. În vremurile bune ea se deschidea, se pot vedea niște mecanisme de deschidere a ei, e destul de masivă, de grea, cei care veneau intrau mai întâi aici, pentru că aceasta este sala templului și am să vă spun de ce se numește așa și cum este așa. Pentru că în momentul în care intra cineva pe ușă, da, ajungea aici în spațiul acesta unde sunt două oglinzi care te multiplică. Oglinda, până la urmă știți cum e, vă dau un simplu exemplu, dimineața când te trezești, te duci firesc la baie și te uiți în oglindă. Și poate este cel mai important moment din viața ta, pentru că acolo te privești în ochi, tu pe tine însuți sau însăți și îți mărturisești existența din acea dimineață, pentru că acolo nu poți să te minți. Ori oglinda aceasta te duce mai departe, te multiplică așa cum ești și în funcție de cum ești, ce trăire ai, poți să mergi mai departe și să înțelegi ce este aici. Oficial, acesta este un, așa l-a gândit HD-ul, este un, în trup chipă Sfântul Graal, sacrificiul pe care Dumnezeu l-a făcut trimițându-și Fiul aici pe pământ. Iar sus îl vedem pe Iisus, o statuie făcută de Rafael Casciani, la Paris, în 1894-95 a fost și a ajuns aici în castel, care reprezintă înălțarea lui Iisus, cel care este sus, care ne-a spus, a venit aici cu noi, s-a sacrificat pentru noi, a ajuns mai departe și este acolo și ne așteaptă să ne putem înălța și noi. Deasupra lui Iisus este Sfânta Treime, Trinitatea, pentru că avem
Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Sfântul Duh. Știu că mulți au luat simbolul acesta și l-au folosit în interes personal sau de grup sau de entități. Repet, este problema lor. Acesta este ceea ce HD-ul a vrut să transmită, iar de acolo este ochiul atotvăzător al lui Dumnezeu. Anticipez într-un fel următoarea încăpere unde suntem noi, pentru că HD-ul, în ultima carte pe care, importantă pe care a scris-o, Sic Cogito, adică așa gândesc eu, asta e părerea mea, a spus la un moment dat, printre multe alte lucruri, și recomand tuturor celor care au foarte puține informații despre ultima perioadă din viața lui HD-ul sau presupun că ar fi spus sau ar fi zis niște lucruri, să citească acea carte în care el a spus că a studiat sufletul din punct de vedere științific, pentru că a fost motivat de ceva anume, dar vă voi povesti în camera următoare. Și el a spus așa: există un singur Dumnezeu, atot creator, iar Iisus Hristos este Dumnezeu revelat. Ca să putem înțelege noi oamenii cum este divinitatea și ce înseamnă și de unde venim și care ne este rostul, aveam nevoie de un model. Modelul nostru este Iisus. Prin viața lui pământeană de 33 de ani, a demonstrat în fiecare clipă că își poate învinge lumescul din el, pământeanul acesta din care, biologicul, ca să spun așa, pentru că noi nu suntem numai biologic, nu suntem numai materie, suntem energie. Și asta a spus HD-ul la sfârșitul secolului XIX, cu metodele pe care le avea atunci, ceea ce noi azi bușbuim spunând că sunt lucruri de fizică cuantică. El spunea așa: suntem energie, suntem aici pe o perioadă determinată de timp, în funcție de scopul nostru aici, pentru care am venit în trupurile acestea, avem o misiune. Când o îndeplinim, plecăm mai departe cu informația pe care o avem către Creatorul nostru și la rândul nostru primim o altă misiune. Energia din care suntem făcuți se duce acolo unde trebuie să continuă, să-și continue treaba. Căpătăm informație de aici și ne ducem mai departe. Ne-ați dat un exemplu exact cu obiectul de la Strungar, cu ceea ce iese. Da, eu am făcut liceul de mecanică fină din Breaza. Am să vă spun de ce. Nu s-a legat niciodată de mine partea de mecanică. Dacă mă întrebați ceva, o să zic că vorbiți în chineza veche. Dar mi-a rămas un singur lucru de la liceul de mecanică. Exista un coeficient de rezistență la rupere. Fiind liceu de mecanică fină, noi învățam că noi trebuie să facem o piesă pe care trebuie să o șlefuim bine și să o supunem la tot felul de teste ca să poată intra în angrenajul mare, în motorul mare, să zicem. Vă dați seama că nu... fiabilitate sau... Dacă ziceți dumneavoastră, așa o fi. Bine. Dar ideea e să se potrivească acolo unde este, ca în tot, în totul întregul să funcționeze ceas și să n-aibă probleme. Ei, și piesa respectivă este supusă la toate caznele posibile, la teste, la tot ce se poate face în așa fel încât să ajungă în piesa mare perfectă. Și există un coeficient de rupere. Dacă e ok, ea trece mai departe, trece testul. Dacă n-a trecut testul și e ceva defect, se duce să se topească, okay. Se duce la topit. Și atunci cam și așa... Și asta era și metafora, da. Că asta era metafora. Asta zic, fiecare avem un rost. Dacă îl pricepem și ne aducem aminte de rostul nostru pentru care am venit aici, e foarte bine, putem să ne înălțăm. Dacă ne fură lumea și lumescul și pierdem și uităm pentru ce am venit, cred că repetăm lecția în alte forme, în altă dimensiune, dar totul e mișcare. De asta pe ușa principală scrie E pulsi in move. Da. Totul este mișcare. Galileu Galilei, săracul, a spus: pe rug, degeaba mă ardeți, dar totul e mișcare. Adică sunt niște oameni care la un moment dat au avut ceva de spus. Și rămânând aici, o altă metaforă sau un alt simbol, vedeți că în lateral avem două săli, biblioteci,
camera verde și camera albastră în dreapta mea, sau cum ne uităm așa. Acolo este camera verde și în partea cealaltă este camera, pentru că este o altă metaforă. Ajungi la Dumnezeu, ajungi la credința adevărată și la Dumnezeu adevărat prin cunoaștere. Nu poți să mergi pe bâșbâite. Ce spuneam și când ne-am văzut la început, că uneori suntem obișnuiți și atunci când deschidem ceva, când deschidem un pachet, nu știu, un electrocasnic sau ceva, nu mai citim instrucțiunile, mergem după ureche, așa presupunem. Și atunci le luăm de bune tot ceea ce facem noi. Cam asta este. Adevărul adevărat îl știi din cunoaștere, din trăire, din empatie și din știința pe care o aduni. Mai departe avem un loc pe care, să zicem că acesta ar fi un altar, iar în capul altarului, vorbim de un templu al Dumnezeului adevărat, este pianina Iuliei. Este ultima la care a cântat la Paris Iulia, pentru că ea își dorea foarte tare, era la Paris, de la 11 ani a mers la Paris, a intrat la liceu din Paris, a fost însoțită tot timpul de mama sa și avea momente când îi lipsea foarte tare pianul de acasă din București și în scrisorile pe care le avem și corespondența pe care o purta cu tatăl rămas la București spunea că are nevoie de pian. El a făcut niște calcule așa că viața lui nu era chiar așa de ieftină în Paris și el trebuia să muncească să le trimită lor bani. S-a gândit că ar fi mult mai bine dacă, decât să transporte pianul de la București la Paris, mai bine le trimite bani să-și cumpere, să găsească acolo, le-a dat și indicații de la pe cine să cheme, cine să le ajute, ca să cumpere această pianină. Deci, practic, pianina aceasta adună în ea durerea, secretele, dorurile, poveștile neștiute ale Iuliei, clapele acestea poartă povestea ei. De aceea există, că ajungem și în zona asta, a legendelor locale și a celor care dau mărturie, că așa ar fi. Cine știe, poate și acum se aude cântând, dar noi nu avem încă urechile deschise sau sufletul deschis. Am avut un vizitator care ne-a spus că a auzit pianina cântând. Bănuiesc că Iulia își vizitează castelul în formele pe care le vrea ea și când vrea și dacă merităm sau este în interesul ei să o auzim, poate o auzim cântând, cine știe, poate până la finalul filmării noastre o auzim cântând. Vreau să vă spun aici ceva, avem ceva interesant care nu face parte din, dar este nou. Este un desen, este un colaj făcut de copii de la grădinița Iulia Hașteu de aici din Câmpina. S-au gândit să-i transmită Iuliei un mesaj de sărbătoarea celor 2 iulie, de 2 iulie, că noi să le sărbăm pe cele 2 iulie, dar este și ziua în care a fost inaugurat castelul, 2 iulie 1896. Și îl păstrăm aici pentru că este mesajul lor cel mai bine muncit și cu drag ni l-au trimis ei. Am să vă rog să mergem în următorul spațiu, care este biroul savantului. Nu v-am povestit nimic, sunt multe lucruri oricum, nu v-am povestit nimic de sobele pe care le avem, sunt extraordinare, da, și nouă ne place să le vedem. Fiecare dintre ele are o poveste, fiecare dintre ele se adaptează mediului unde e și se asortează, dacă vrem să spunem așa, cu locul în care a fost adus. Este o lucrare austriacă, adică toate sunt lucrate de meșteri austrieci și teracota pe care este folosită tot ceea ce a adus și a clădit, cum s-a clădit acest castel a fost, de hai să spunem, în acea vreme cel mai important constructor a venit, a fost adus, cel la modă în perioada aceea, pentru că pentru Hașdeu era important să construiască aici ceea ce fiica lui îi povestea în întâlnirile despre care vom vorbi puțin mai târziu. Exact. Dar acest spațiu este, asta spuneam, că multă vreme toți au spus că este un spațiu al durerii. Nu este așa. Este un spațiu pe care tatăl și mama Hașdeu
tatăl și mama Iuliei l-au construit în memoria fiicei lor, în locul în care ea putea să ajungă într-o formă sau alta și care i-a ajutat pe ei, părinți, cu marea durere în suflet, să supraviețuiască câțiva ani, mama 14 ani, tatăl 19 ani după moartea fiicei, și să lase lucrurile și să lase informația de care noi toți avem nevoie, să ne deschidem către altceva. Vedeți că toate vitraliile, și ați văzut în tot castelul, vitraliile sunt înconjurate de metal și am să vă povestesc care este rolul fierului, de fapt. Și fiecare dintre obloane are oglinzi, așa cum se vede, oglinzi interioare, cum am găsit și la ușa de la intrarea în templu. Povestea continuă. Vreau să vă spun despre pictura de pe pereți, pentru că nu este tapet, pare, okay, dar este pictură murală. Și fiecare dintre... Și camera următoare pe care urmează să o vizităm are tot așa pictură murală. Încă avem mobilier din acea perioadă, mai mult sau mai puțin restaurat. Aici tablou, biroul domnului HD, vedem multe dintre diplomele pe care le-a trimis, mesajele pe care le-a primit de la universități de prestigiu din Europa acelei vremi și nu numai, și de la New York avea un mesaj. Evident că aceea este pana, sperăm noi că așa e cea originală, oricum n-a mai clădit-o nimeni și cred că n-ar îndrăzni cineva să facă lucrul acesta. Avem un tablou, este o pictură, vedeți acolo o semnătură a Iulia HD. De fapt, ea semna Julie HD sau Julia, dar este originalul, se găsește la Louvre, în Paris. Ea a fost timp foarte mult în Paris, avea și... De asta spuneam, îi plăcea să cânte la pian și să picteze. Asta... Aerul de Paris? Da, era atmosfera, vorbim, ea a ajuns la 11 ani acolo, era încă perioada de ceea ce numim noi acum preadolescență, era fascinată, toată viața ei a fost fascinată de Victor Hugo, care era, a și scris în momentul în care el a murit, a fost distrusă de altfel de lucrul acesta, îi plăcea Shakespeare foarte mult, a învățat limba engleză, oricum ea știa franceză, engleză, a învățat de mică, germană, greacă, latină, și toate mesajele pe care le trimitea HD când era la Paris, îi spunea că trebuie să înveți greacă, trebuie să înveți latina. Și da, a fost o fată cu o dotare de geniu și tot ce a făcut ea a vrut să fie, să fie demnă de numele HD, de dinastia HD, pentru că toți dinaintea ei au avut, au fost cineva, au lăsat ceva. Și acum vă dau un singur exemplu, bunicul ei, Alexandru HD, era pasionat de științele naturii. Astăzi, în academiile de știință ale naturii și universitățile de profil din Rusia, pentru că el a fost asimilat ca om de știință rus, de către Imperiul Rus, se știe despre tot ce a făcut el. Deci în fiecare domeniu găsim câte ceva și pentru că am ajuns aici, am să vă arăt mai puțin, lucruri mai puțin cunoscute sau lăsate într-un cont de umbră ale domnului Bogdan Petricei cu HD, care e aici lângă noi și ne supraveghează. Și spun eu că este poate singurul tablou unde ochii râd, nu e atât de trist, e, și ne urmărește peste tot. Și vreau să vă spun de ce aici, pentru că avem o colecție mică, foarte mică, din scrierile sale de început. Vedeți, avem aici istoria critică a românilor. Eu spun așa că dacă vrei să cunoști cu adevărat istoria României, autentică, trebuie să mergi să citești ce a scris HD, pentru că avantajul lui a fost că timp de 20 de ani a lucrat la arhivele statului și a avut acces la documente
la care mulți n-au avut, sau chiar și cei de dinaintea lui, deși aveau acces, n-au știut să le valorifice. Ori el a început pentru prima dată să publice aceste documente și să facă și studiu critic, de altfel, să vorbească despre ele. De altfel, există, pentru că el este cercetător, filolog, și de asta spun, oricine se duce la litere să studieze limba română ar trebui să se întoarcă la ce a făcut HD-ul, pentru că el, spre exemplu, a făcut cercetare de limba română, de evoluția, dezvoltarea limbii române din 1550, în perioada 1550-1600, doar din documente oficiale, documente de vamă, acte oficiale, și așa a descoperit evoluția limbii române. Ori este o muncă titanică și trebuie să ai și un exercițiu fantastic de a scrie și de a descoperi lucrurile. El l-avea. Ce vedem mai departe aici? Vedem o carte pe care o nevastă româncă. Este un mesaj pe care l-a citit la un an după ce a murit soția sa, în aula Academiei Române, în care vorbește despre rolul important al soției sale în viața lui. Aici avem și o carte de poezii a lui HD-ul din 1863. Spuneam de cărțile poporane, e o culegere fantastică de scrieri adunate din folclorul oral, pentru că oamenii de la sat interpretau absolut orice. Ei plecau la semănat într-o anumită situație și tundeau oile într-un anumit moment. Și fiecare moment din ăsta avea o poveste a lui. HD-ul le-a strâns. Interesant. Sunt în cărțile, da. El le-a strâns și aceste povești există. Noi acum intenționăm să le facem în fascicule mai mici, pentru că avem foarte mulți vizitatori copii, elevi, și care știu prea puțin, așa cum și noi de altfel la școală când am fost, am învățat despre Răzvan și Vidra și cuvente de îmbătrâni, că așa erau strânse aceste cărțile poporane, cum spunea el. Și cam atât, la acolo se limitau cunoștințele noastre și informațiile. Dacă vrei să mergi mai departe, găseai, dar acolo rămâneau. Și atunci Iulia HD-ul a scris foarte multe poezii. Le avem, de altfel, sau a scris povești foarte multe. E o poveste la care ea ține foarte mult, Prințesa Fluture. Nu s-a mai editat în România decât din 1976, atunci la editura Ion Creangă, pe vremuri. Noi vrem să o aducem în actualitate. Din fericire pentru noi sau pentru Iulia HD-ul, la Chișinău există Biblioteca Națională Bogdan Pevicei cu HD-ul și cei de acolo fac tot felul de acțiuni, îi stimulează pe copii să o descopere pe Iulia HD-ul, ceea ce este lăudabil, și suntem foarte bucuroși că se întâmplă lucrul acesta. Încercăm să facem și noi aici, să ne apropiem de tânăra generație de azi cu mijloacele pe care ei le asimilează, adică cu filmulețe, poate cu audiobook-uri. Pasaje scurte, care să ajungă la ei, pentru că, dincolo de toate, familia HD-ul și-a dorit ca fiica lor să fie și este nemuritoare, dar știți cum e, ești nemuritor atunci când ești prezent în realitate și în memoria colectivă. Și atunci încercăm să demonstrăm că ea, într-un timp foarte scurt de viață, 18 ani, 10 luni și 15 zile, a făcut atât de multe și a lăsat atât de multe și își dorea atât de mult pentru copiii, pentru tinerii, și sunt pasaje în cărțile ei în care își dorește ca tinerii să se apropie și copiii să se apropie de bazmele din copilărie, să se întoarcă la poveștile autentice, pentru că de acolo își iau înțelepciunea. De altfel, și ea a făcut lucrul acesta. Ea a avut șansa să ia aibă pe acești părinți care au ghidat-o, și mediul în care ea a crescut au ghidat-o către locul acesta să descopere mai mult. Ce avem noi aici important și mie mi-este foarte drag, este Etymologicum Magnum Romaniae, adică e practic primul dicționar explicativ al limbii române. Este o comandă a Academiei Române făcută lui HD-ul
Din păcate a ajuns doar la volumul 4, acesta este cel de sus, este volumul 4, cel mai subțire, a ajuns până la cuvântul bărbat, acolo a rămas. Iar toate celelalte este la A, așa, A, B, până la bărbat. Și de ce sunt atât de groase? Pentru că HD-ul n-a făcut cât un rând pentru fiecare cuvânt pe care l-a găsit în limba română. El a încercat să facă o monografie, o poveste. El făcea o poveste, dezvolta foarte mult lucrurile ca să înțeleagă omul de ce și de ce s-a ajuns acolo. Cam plictisitor pentru vremea aceea, pentru că deja a început să vedeți că și noi acum trăim repede, repede, dam informația repede, nu mă ține atât pe multe cărți. Și la un moment dat Academia Română a renunțat la acest proiect și am rămas doar la aceste patru volume pe care le avem aici. Și ne-ați arătat într-un colț mic mult mai multe lucruri, poate chiar neștiute, despre această familie. Da, ei sunt aici. Ei au făcut... Vă spuneam că eu am venit în acest spațiu. Eu am venit, am participat la concursul pentru postul de director aici, pentru că în urma unor studii de master, eu personal l-am descoperit pe HD-ul și am văzut cât de mult a lăsat în cultura națională, cât de mult s-a implicat în publicistică, nu mai spun, ziarele pe care le-a scos, rolul lui, că politica, a intrat și în politică, de altfel a fost și deputat, argumentele pe care polemica lui politică și jurnalistică sunt fantastice, dar le-am lăsat undeva în zona de arhivă sau dacă a fost editate, unele dintre ele au fost editate la o limbă de secol XIX, greu accesibilă cititorului de azi, din secolul 21, de aceea ne propunem să facem lucrul acesta, să îi aducem, să aducem familia HD-ul așa cum au fost ei, așa cum au scris ei, fără interpretările noastre ulterioare, dar să le aducem la limbajul din secolul 21, să fie accesibil, să fie și prezent în audiobook-uri, pentru că unii preferă să asculte, să fie în cărți, în fascicule mai mici, care să fie accesibile ca preț și să fie atractive pentru un public numeros și în mod special pentru publicul tânăr, pentru că asta ne dormim. Copiii, tinerii care se pot regăsi în viața Iuliei să o ia ca model, să vadă că se poate, că s-a putut. Evident și să fie atenți la sănătatea lor, pentru că Iulia a vrut să fie mai mult decât... Trupul ei n-a mers după ea, ca să spun așa. Sufletul era mult mai puternic și spiritul era mult mai puternic. A ars foarte repede și de asta a și plecat din trupul ei foarte repede. Dar s-a întors și o să vă invit într-o cameră unde o să avem o poveste altfel. Castelul a fost construit, așa cum spuneam, practic din 1894 până în 1896. Terenul a fost cumpărat în 1893 aici. Acest camera obscură sau camera în care tradiția spune că se făceau ședințele de spiritism. Și aici ar trebui să ne oprim puțin ca să explicăm ce se întâmplă aici. Da. Și de altfel explică și HD-ul în această carte pe care vă invit și invit pe cei care vă urmăresc să o caute. Acesta este cartea Sic Cogito, adică așa gândesc eu, așa cred eu în latină, unde spune ce e viața, ce e moartea, ce e omul. Aici el a analizat, a studiat sufletul din punct de vedere științific, de altfel asta și scrie el în această carte, de unde a plecat toată povestea și de unde a plecat toată povestea castelului, de unde a plecat povestea mausoleului de la cimitirul Belu, mausoleul dedicat Iuliei HD-ul, dar în care sunt înmormântați și părinții ei, Bogdan și doamna Iulia HD-ul. Cartea o găsim chiar aici? Da, cartea este... Ce titlu are? Sic Cogito. Perfect. Exact așa. Perfect. Că poate o găsesc și în alte locuri. Da, da, da. Și poate fi comandată și online, exact, la editura cu care noi colaborăm și care ne aduc cărțile aici. Super. Și mai sunt și alte cărți, am să vă spun despre ele imediat. Okay.
Vă dați seama faptul că fiica lor, singura lor fiică, a murit de foarte de tânără, că a văzut-o cum se scurge viața din ea la nici 19 ani, a fost foarte dureros pentru părinții care o așteptau de mult în viața lor, pentru, nu numai pentru părinți, pentru toți cei care cunoșteau familia HD, care o cunoșteau pe Iulia, care i-au văzut genialitatea. Și o să lăsăm, puteți să intrați. Da, avem vizitatori. Deci, bineînțeles. Puteți să vizitați. Și atunci, părinții erau distruși, efectiv. Cel mai distrus dintre toți a fost, evident că și mama, dar despre ea nu avem încă informații. Știm doar că după moartea fiicei s-a retras în rugăciune și s-a retras să-și sprijine soțul în durerea lor comună. Dânsa luând un model pe Maica Domnului, care și-a văzut fiul mort, și atunci dacă Maica Domnului a putut să treacă prin povestea aceasta, a luat-o drept sprijin să fie alături de ea. Domnul Bogdan Petricei cu HD nu a trecut ușor peste pierderea fiicei, evident că nu putea, mai ales că a descoperit-o pe Iulia abia după ce n-a mai fost. Pentru că, practic, de la 11 ani a fost cu mama la Paris, au fost împreună la Paris, el a rămas la București, se vizitau peste vară sau de sărbătorile de Crăciun, mergea la Paris și le vizita. Și corespondau, de altfel, la noi. Noi avem colecția de scrisori între cei doi, corespondență pentru eternitate. Și, practic, perioada aceea, de la 11 ani până la 18 ani și, el a văzut-o foarte rar. Doar în scrisori îi spunea, ținând cont că ești fata lui HD, că vii dintr-un neam așa, să înveți bine, să ai grijă de sănătatea ta, să, da, ce spune un, sunteți tată și da, știți cum e, exact. Da, să ai grijă, să toși, să înveți bine, să ai note bune, să nu ne faci de râs, tot ce spune un părinte. N-ai timp de altfel discuții, să te apropii de copilul tău, gândind că va veni vremea, după ce termin doctoratul, te întorci Lilica, așa cum îi spunea el, te întorci în România și o să facem. A descoperit-o pe Iulia după moarte, prin scrierile pe care ea le-a lăsat. Pentru că cutiuță pe... Da, o să... Că ajungem și acolo. Da, o să vedem. Ea nu a vrut să publice nimic. El i-a luat niște poezii la un moment dat, le-a găsit și le-a publicat fără știrea ei. N-a vrut să publice pentru că ea avea o deviză de viață, prin mine însămi. Să reușesc să fac ceva prin mine însămi. Și tot timpul se gândea, e fata lui HD, ca și acum, nu? Are pile, ca să zicem așa, ne raportăm la ce știm noi acum. Nu vrea să fie mai bună decât media, nici da. Nu se punea problema, era tot timpul, vrea să descopere lucrurile și să le facă. A lăsat în cutiuța lui, ei de pe birou, scrierile ei, poeziile ei, schițele pentru operele pe care le gândea, pentru piesele de teatru, pentru romanul pe care le gândea. Ei, și HD a descoperit-o așa și evident că a nebunit de durere și se gândea cum să-și, ce poate să facă. Și a fost un moment la 6 luni după ce a murit Iulia. Ce pot să fac? Să mă împușc? Sau să nebunesc de durere? Că simțea că nu mai poate duce această durere și își făcea procese de conștiință, că ar fi trebuit să fie mai aproape de ea, să fie mai atent. Na, cum suntem toți, da. Și încercăm să facem lucrul acesta. Și în casa lor de la București, de pe strada franceză de azi, fiind la birou, mâna lui a început să scrie. Să scrie în limba franceză. Avem aici caietul, îl vom arăta imediat. Dacă tată, te iubesc, sunt fericită, ne vom revedea, sper că asta să-ți fie de ajuns, în franceză. Pentru că ea în ultima perioadă vorbea și scria în franceză, pentru că franceza deja era o a doua limbă pentru ea, deși își iubea foarte tare limba maternă. Deci asta a fost povestea după 6 luni de la moartea fiicei și el n-a înțeles ce se întâmplă. Chiar am zis, oare ce e? Evident că mesajul acela la
făcut să deschidă o ușă și a început să cerceteze. Oricum avea informații de etnologie. Puteți să intrați, că noi spunem poveste aici. Puteți intra să vizitați. Și a început să cerceteze și din punct de vedere biologic, și fizic, și etnologic, și de toate, din toate punctele de vedere, ca să înțeleagă ce i s-a întâmplat. Așa a ajuns la, pentru că încă de la mijlocul secolului al XIX-lea, în America apăruse curentul spiritualist, spiritualism, că era în limba engleză. A trecut oceanul curentul acesta și a ajuns să fie tradus în limba franceză, din limba franceză, în spiritism. Și atunci a fost asimilat pe acest termen. Și el a început să facă cercetări, să înțeleagă ce spun americani. De fapt, două femei din America spunea povestea lucrul ăsta. Unii l-au categorisit, le-au pus, de fapt, într-un sertar pe doamnele acelea care au venit, că sunt isterice, că na, așa era frumos. Dacă spuneau femeile secolului XIX ceva, ori aveau probleme, ori ele trebuiau să fie, să stea, să crească copii sau eventual să facă altceva. Nu că ar fi diferit prin secolul 21 această concepție, dar oricum să o depășim. Da. Ei, și atunci HD-ul a început să caute ce se întâmplă și a ajuns la aceste, să înțeleagă ce se întâmplă la ședințele de spiritism. Evident, a trecut peste șarlatanismul vremurilor, pentru că tot profitau foarte mulți. Erau saloanele familiilor din în alta societate a vremii, de peste tot din Europa, care, hai să facem, să învârtim și noi o masă, să facem ceva, să chemăm spiritul nu știu cui. Și el spune în această carte, în Sic Cogito, eu n-am făcut niciodată lucrul ăsta. Pentru că ar fi sub demnitatea mea. Și atunci, descoperind prin cercetări științifice, și asta a spus, am studiat sufletul din punct de vedere științific. Și spuneam, el a făcut la sfârșitul secolului XIX descoperit de fizică cuantică, nu numai așa, pentru că informația respectivă nu era și noi bâșbăim astăzi în 2023 cu fizica cuantică și ne este greu să o asimilăm. Dar concluzia lui a fost așa, mesajul fetei mele a venit de undeva ca să-mi spună mie să fac ceva. Adică să cercetez, să scot la lumină că uite, noi suntem energie, suntem aici cu un scop precis, îl ducem până la capăt, plecăm în întreg, nu-l ducem, mergem la reciclare, dar suntem vii, deci fata mea este vie și trebuie să găsesc o modalitate de a intra în dialog cu ea. Nu prin învârtit de mese, că acolo e posibil să fi fost și mulți șmecherași, ca să vorbim în limbajul de azi. Și a descoperit oameni, medium, care există și astăzi, sensibili la acest lucru și în această cameră, că de aceea suntem aici, este camera obscură în care totul era de o culoare închisă. Din păcate nu mai avem pictura murală din acea perioadă, doar un îngeraș se mai păstrează. Erau și fluturași și în perioada comunistă au fost acoperiți cu tone de tencuială. Muzeul oricum, castelul a trecut prin tot felul și prin războaie și prin cutremure și bombardamentele din 1940 de aici l-au afectat foarte mult. Și sistemul comunist care nu vedea cu bun locul acesta. Plus că la cutremurul din 1977 a intrat într-o stare de degradare și a fost închis până în 1995 când a fost redat publicului să fie vizitat și atunci renovat cât de cât. Noi beneficiem acum de o renovare nouă pe fonduri europene. Revenind, totul era închis. Era aici era închis. Primele ședințe de spiritism, așa cum erau cunoscute în perioadă, erau făcute la București. Aici era camera închisă, era întunecată cată, cât de cât în seara se întâmpla lucrul acela. În spatele, de fapt în fața camerei, este un orificiu care duce în biroul lui HD. Acolo rămânea o lampă aprinsă,
o flacără aprinsă, o lumânare. Lampa pe care o vedem acolo, da, în stânga. Da, și pe care avem și o măsuță care este exact acolo, pe care mediumul scria. Deci omul acela intra în transă, era disponibil din toate punctele de vedere, pentru că avem și genul ăsta de oameni astăzi care primesc mesaje și vedem, sunt și emisiuni de televiziune cu astfel de personaje, care primesc mesaje și el scria, mediumul acela scria. Uneori scria în limba franceză, uneori scria în limba engleză, uneori scria în poloneză, în rusă, în orice. HD-ul lua aceste mesaje de la fiecare întâlnire, unde venea spiritul Iuliei sau al fraților sau al rudelor sau mătuși veri din neamul lor, care simțeau, care primeau permisiunea să vină și să facă lucrul acesta și transmiteau mesaje. De altfel, castelul acesta pe care HD-ul gândise ca o catedrală în memoria fiicei lor, ultimele detalii și așa cum arată și simbolurile care sunt aici și felul în care este făcut sunt pe baza scrierilor făcute de medium, dar pe baza mesajelor trimise de spiritul Iuliei. Aceste scrieri, am înțeles că sunt acum arătate în niște cărți. Da, scrierile au fost traduse de fosta directoare a muzeului, doamna Jenica Tabacu. Ea a tradus din franceză aceste toate ședințele de manuscrisele spiritiste. Și aveți 5 volume. 6. 6. Da, 5 avem, că de obicei toată lumea ia primul volum, okay, ca acela pare, se gândesc că... Ce titlu? Arhiva spiritistă. Perfect. Exact așa se gândește. Pe cine interesează? Pe cine interesează, da, poate fie de la magazinul nostru, fie poate comanda online. Și acolo găsesc toate... Și acolo sunt toate mesajele și pot înțelege altfel. Și ceea ce spunem noi, revenim la suntem energie. Știm foarte bine că atunci când se oprește inima, când intri în stop cardiorespirator, primul lucru pe care îl fac medicii ca să te resusciteze, îți bagă niște volți sănătoși în inimă, da? Energie. Energie, electricitate. Bun, ce vedem aici și cum este construit castelul, avem conducători de electricitate. Pentru că el a găsit această modalitate de a se întâlni cu energia celor plecați, care au permisiunea să vină să comunice cu noi, prin crearea unui câmp electromagnetic, electric, ca să zicem așa, da? Ați văzut ce se întâmplă când este furtună pe afară, când vedem fulger, trăsne, ce se întâmplă. Este descărcare de energie. Noi suntem energie și atunci reacționăm într-un anume fel. Eu cred că a sosit vremea să vorbim descris despre lucrurile acestea, că până acum nu, erau ținute acolo, nu dădea bine, erau prost înțelese, iar conducătorii noștri se gândeau că mulțimea ar trebui să fie ținută într-o zonă de... Și faptul că ei... creștini ortodoxi au spus lucrul acesta și datorită Iuliei, care a spus că există un singur Dumnezeu, iar locul acesta, faptul că Iisus, statuia lui Iisus Hristos pe care noi o avem, nu a putut fi niciodată mutată. Au încercat unii nefericiți și au murit la scurt timp. Și atunci legendele locului, dar realitatea este că atâta timp cât Iisus este acolo și castelul acesta va fi, și locul acesta este închinat Dumnezeului adevărat. Dincolo de simboluri, dincolo de lucruri, și nu spun eu, eu spun din ceea ce există scris și s-a păstrat lucrul acesta. Și repet, și am spus lucrul ăsta, nu e pentru oricine. Toți au un răspuns la întrebările lor pe diferite niveluri, de cunoaștere, de empatie. E o poveste a locului pe care am spus că a apărut soarele când ați venit dumneavoastră. Nu toți sunt asimilați acestui spațiu și nu toată lumea se simte în liniște aici, pentru că venim din lumea de afară cu poveștile noastre, cu negurile noastre. Ori locul acesta este făcut din dragostea unor părinți de a se întâlni cu copilul lor care a plecat, din dragoste s-a construit acest lucru
Și din bucuria lor, eu cred că acolo unde sunt ei acum, sunt împreună și sunt bucuroși. Și a trebuit cu toții să beneficiem noi, câmpinenii, în mod special, de darul acesta pe care ni l-a făcut familia HD-ul, de faptul că ei ne-au ales pe noi, că locul acesta nu este întâmplător, că este unic, și faptul că vin oameni din străinătate ca să viziteze. Informațiile sunt cum sunt, pentru că unii pun preț pe senzațional. E ok, face parte din firescul vieții. Dar haide să depășim momentul și să ne dăm seama și să realizăm ce este aici. Evident că există grupări și grupuri și oameni cu interesele lor de grup și personale. Dar ceea ce spunem noi aici este că acest loc este construit cu drag, cu dragoste și pentru noi, ca să pricepem care este realitatea adevărată. O să mergem în ultima cameră de din acest muzeu castel, cum spun eu. Este camera dedicată memoriei Iuliei, în mod special. Avem și un vizitator mic. Aici este camera cu cale. Calele sunt pictate. Pe perete nu este tapet. A fost aleasă floarea aceasta pentru că era simbolul morții timpurii. Așa cum spuneam, Iulia a murit la 18 ani, 10 luni și 15 zile. Aici sunt obiecte care i-au aparținut. Acum avem și daruri pe care le-a primit Iulia și am să pot explica de aici. Avem o vitrină în care sunt edițiile Princeps. Deci, cum spuneam, în cutiuța de acolo, de fapt, vă plimb de colo-colo, în cutiuța de aici erau scrierile Iuliei depuse și pe care le-a deschis. Da. Dar și scrie că aceasta este măsuța de lucru a Iuliei. Și din acele scrieri pe care le-a văzut, a scos primele ediții Princeps la Paris. Vedem și păpușa Iuliei, e într-o formă, a fost și ea puțin de renovată, dar spuneam, acesta este caietul de matematică, care are un scris anume, iar celălalt este jurnalul Iuliei, care alt scris, vedeți că este chiar poezia la Romanii. Ea și iubea foarte tare țara, și iubea foarte tare limba română, le explica colegelor ei franțuzoaice cât de latină este limba română. Uneori spunea că limba română e mai latină decât franceza voastră, ca să le demonstreze și să le spună multe despre tradițiile populare, despre bazmele populare, ea le explica, dar ele nu înțelegeau profunzimea neamului românesc, le-a tradus Miorița, balada Miorița, ca să înțeleagă ce e, și le explica, făcea ce noi numim astăzi debate. Adică erau discuții foarte, foarte aprinse. Era o adolescență extraordinară, avusese acces la foarte multă erudiție, venea dintr-un neam de oameni erudiți și atunci nu avea cum să fie altfel. Și de asta i-a avut să fie perfecționistă. Era foarte pretențioasă cu ea însăși, își impunea niște limite înalte și vrea să ajungă acolo și vrea să fie mai sus decât alții i-ar fi cerut ei să fie. Iar spuneam mai devreme, acest efort a făcut-o pe ea să-și grăbească moartea, sensibilitatea, era o boală, tuberculoza era o boală din perioada aceea, tratamentele erau cum erau, deși au încercat, au adus-o aici în țară, au mers la Agapia, din păcate nu s-a mai putut face foarte multe, HD-ul i-a adus cei mai cunoscuți medici ai momentului, nașul ei de botez a fost Brătianu, deci au încercat toți să o ajute și să sprijine, din păcate nu s-a mai putut face nimic, dar a rămas povestea, a rămas ce spuneam în camera obscură, pentru că HD-ul, când a murit doamna Iulia HD-ul pe 2 iulie 1902, a spus, de acum încolo eu le voi serba în această zi
cât voi trăi eu, pentru că pentru mine ele sunt vii. Pentru că eu am mai rămas, pentru că am de făcut ceva și trebuie să duc mesajul ăsta mai departe. L-a scris, cum spuneam, în cartea lui. Avem dovezile în Arhiva Spiritistă, avem toată informația. Eu zic să căutăm și să citim instrucțiunile de folosire a acestui loc și acestei povești, pentru că în felul acesta creștem noi și conștientizăm ce dar am primit. Și unde suntem și ce importanță are locul acesta. Dacă vrem să-l păstrăm doar în zona de... Cineva m-a întrebat de ce nu promovăm dark travel și am zis, ok, nu e pentru noi. Nu e vorba de dark aici. Chiar nu e nimic întunecat aici. Este foarte lumină. Iar unul dintre mesajele Iuliei a fost, pentru că vedea eforturile pe care le depune tatăl ei, pentru că le trăia de undeva din universul ăsta și îl vedea câtă durere are el în momentul în care nu este înțeles. Și a spus, Papaliga, așa îi spunea în mesajele ei, iartă să iubești, Dumnezeu este dragoste, Dumnezeu iubire și învață să ierți. Cine trebuie să înțeleagă, va înțelege. Aici, în templul acesta, în locul acesta construit cu atâta drag și cu atâta dorință de a uni două feluri de lumi, doar cei care înțeleg și doar cei care au deschidere și care, nu știu, hai să zic, e prea mult sunt aleși, dar care întrezăresc ceva pot pricepe. Și de asta spun și voi spune întotdeauna că locul acesta este o binecuvântare pentru noi, ținut într-un cont de umbră, la fel ca toată familia HD-ul până nu de mult, dar zic că a sosit momentul să înțelegem ce este aici și ce bucurie avem și ce loc de întâlnire este. Pentru că asta gândesc eu să fac și eu cu colegii mei și toți cei care sunt dispuși și culmea este că vin foarte mulți oameni care înțeleg ce se întâmplă aici, să deschidem locul acesta, să le permitem copiilor, tinerilor să evolueze frumos în secolul 21 după valorile adevărate, ținând cont de ce spuneam, există un singur Dumnezeu, iar Iisus Hristos este Dumnezeu revelat. Așa să fie. Vreau să vă mai arăt un loc, pentru că am tot vorbit și am trecut peste el. Am vorbit mai mult de pianina Iuliei și spuneam de faptul că în afară de aceste clădiri, care, în acest spațiu, în afară de clădirea actuală, în spatele castelului mai erau trei clădiri, trei case, trei căsuțe, care din păcate au fost demolate de două dintre ele au fost demolate de comuniști. Într-una dintre ei, ele a murit, chiar a fost era dormitorul lor și acolo a murit HD-ul. Avem aici chiar ultima fotografie a lui, făcută în 19 august 1907. HD-ul a murit în 25 august 1907. Se poate vedea fotografia de care ziceam eu și care o avem acolo pe perete în sala, da. În prima sală. Cea de aici? Da, cea de acolo. Și el era, oricum nu mai putea, e cartea în mână, dar e de poză, chiar și explicația de pe fotografie spune lucrul acesta, pentru că el deja nu mai putea să vadă, dar e chiar ultima lui fotografie și toată lumea care vine aici și ne întreabă de unde este locul în care am murit, unde e camera, unde e casa. În spatele clădirii actuale a castelului exista trei clădiri. Una dintre ele era chiar o reproducere a casei de la Cristinești din Hotin, casei natale a lui HD-ul, pentru că el s-a născut acolo. Și dar, mă rog, conducerea comunistă din perioada, mai ales după cutremurul din 77, deși casele acelea nu erau afectate, castelul a fost foarte, foarte afectat, au considerat că este mai bine să fie demolate. S-a păstrat o singură casă pe care o avem și noi acum, a fost renovată de data aceasta prin fondurile europene. Nu mai are un aspect moldovenesc, așa cum basarabean, cum era casa de la Cristinești. Este un model muntenesc al locului de aici. În momentul acesta adăpostește biblioteca
o parte din cărțile de patrimoniu pe care le avem noi aici și manuscrisele, o parte din manuscrisele, dar manuscrisele Arhiva Spiritistă este aici. Nu este deschisă publicului biblioteca, cel puțin deocamdată, până când ne punem noi la punct. Știu că sunt interesați studenți, masteranți și doctoranți care vor să vină și să studieze și să vină aici. Vom încerca într-un viitor, sper eu, nu foarte depărtat, să amenajăm în așa fel încât să fie un spațiu de lectură și de cercetare. În afară de ceea ce am vizitat împreună, noi mai sunt două camere la subsol, care în momentul acesta noi încercăm să le pregătim pentru viitor, să facem într-una dintre ele, să facem o cameră multimedia, pentru că avem cât de cât aparatură care să ne permită și genul acesta de comunicare a informațiilor despre care am tot vorbit eu aici. Dar asta într-un timp așa nu se poate face, iar dacă vorbim de zona de virtual, pentru că ne suntem pe YouTube mai mult, noi avem un lucru sau ultimul care a trebuit să fie renovat este site-ul muzeului, care nu mai este activ sau informațiile nu se mai pot modifica acum. Lucrăm la cel nou, care să sperăm că va fi gata într-un timp util și cât mai repede. Până atunci avem pagina de Facebook. Avem Facebook, Muzeul Memorial BPHD, avem Instagram, Muzeul HD, și avem și canalul de YouTube, okay, care este Bogdan Petricei cu HD, Muzeul, ca să poată fi identificat. Noi acolo postăm, am avut campania, cum spuneam, campania Mesaj pentru Iulia. Încercăm să postăm acolo cam tot ce înseamnă partea video și a mesajelor, dar și a activităților pe care le avem noi sau le putem filma prin colaboratorii noștri. Încercăm să intrăm și în zona aceasta, pentru că publicul tânăr, celui căruia noi vrem să ne adresăm în mod special, e mai mult în zona asta. Chiar am văzut și discutam despre un clip de pe TikTok pe care l-am văzut recent cu inteligența artificială, o reproducere a Iuliei, în care povestește și care invită oamenii să vină aici la castel, mai ales că mai vină și ea din când în când pe aici. Așa că cine știe, cu siguranță este pe aici. Am să vă ofer însă ceva pe care voi puteți să-l dați mai departe. Există spații care nu sunt destinate publicului, nu este un acces sau foarte, foarte limitat în condiții speciale. Și acest lucru vă dă posibilitatea ca să vedeți anumite lucruri și pe care voi să le dați mai departe. Deci este un loc în care oamenii vor cunoaște castelul cu povestea pe care v-am spus-o, dar și în alte zone ale castelului unde ei nu au acces, dar prin voi pot avea acces. Și aici putem să vedem... statuia, da, care fără Iisus nu poate să existe castelul acesta. Poți să mergi, dacă este ok cu tine, până acolo ca să filmezi detaliile, care sunt foarte... De aici se văd foarte bine crucea care a învins, o să vedem de jos, că se vede semiluna. Și aici sus, castelul Giulia Hașdeu. Și vom merge și pe terasa celelalte. Acesta este, de fapt, primul nivel la care de multe ori aici venea HD. Înainte exista un contrafort, erau de fapt două contraforturi pe partea asta. S-au demolat pentru că le permitea accesul direct pe castel. Dar pentru că foarte mulți veneau cu alte scopuri decât acela de a le vizita, s-au
s-au deteriorat, iar aici este ceea ce spuneam. Ok, deci aici este capela. Aici este capela de care povesteam, că în ultima parte din viață HD-ul venea aici să se roage. Este o capelă mică, se vede de o persoană, unul pe unul. Noi presupunem că stătea în genunchi, pentru că unor fiind în vârstă sau stătea pe un scaun, dar se vede un loc unde presupunem că a fost o icoană. Poate o să și aducem lucrul acesta. Deasupra este o cruce de fier care se reflectă atunci când este soarele la apus, se duce pe interior, acolo în fața lui Iisus, o să se vadă și se vede mai bine. De aici vedem, se vede o parte, se vede casa despre care povesteam, că este casa care ne-a mai rămas. Noi încă avem obiecte pe care le-am avut de asta acolo, pe terasă, pe prispa casei, pe care le-am folosit la sărbătoarea celor 2 iulie. Ei, se vede puțin din curtea interioară, care duce, v-am spus, e un hectar de nuci în mod special, pentru că HD-ul spunea că nucul ascunde comori. Încercăm să le descifrăm, dar cred că comorile sunt dinăuntru nostru. Oricum, ceea ce pot spune eu, că locul acesta este plin de veverițe, de păsări destul de rare și care cântă uimitor, mai ales după ploaie. Și în plus avem pisici și câini, așa cum avea și familia HD-ul. Vin pisicii la noi, ne-au fost, avem 2 pui donație, așa că suntem, ne conformăm. Am să vă invit să mergem și pe la ultimul nivel, ca de acolo puteți să vedeți dealurile care înconjoară câmpina și și o perspectivă chiar către munții Bucegi, dacă este senin. Și acestea sunt dealurile câmpinei. Acolo este dealul Mușcel. Acolo deja este parte din Cornu. Se vede undeva o cruce. Este crucea de la Cornu. În partea aceasta este Provița, Poiana Câmpina. Și dealurile se duc către Măgureni. Iar mai departe, dacă mai vedem, se mai vede ceva din, se văd Bucegii și un pic, acum au intrat în nori. Nu se vede crucea de pe Caraimani, e romantic spus, se vede, se văd munții. Ok. Acesta este domeniul HD-ul de la Câmpina și mă bucur că până la urmă a încetat ploaia și am putut veni și aici ca să vedeți toată această minunăție și, repet, acest dar pe care ni l-a făcut nouă familia HD-ul și cred că merită să le onorăm darul și faptul că doamna HD-ul își dorea, spunând după moartea fiicei lor, eu sunt ardeleancă, tu ești moldovean, fata noastră a fost munteancă, născută la București, deci familia noastră este România întreagă, își dorea ca aici, la Câmpina, măcar o dată pe an, vara, să vină la odihnă, așa spunea dânsa, 3 familii din provinciile românești, la odihnă, să se odihnească, să respire aer curat, pentru că este, din fericire, a revenit aerul curat în Câmpina. Iar locul acesta, după cum se poate vedea, este ofertant și vrem să-l facem loc de întâlnire pentru toată lumea care este deschisă să vină aici, să se bucure. Oricum am organizat și organizăm și avem un proiect de întâlniri de ateliere de pictură, ateliere de creație pentru copii, târguri prin care să promovăm zona, pentru că avem foarte mulți artizani locali și regionali. Dacă lumea se întreabă de ce legătură are HD-ul, am spus mai devreme, pentru că a făcut cercetări folclorice și promova foarte mult tradiția populară românească, autentică. Asta vrem să facem și noi aici, să ne ducem către muzica clasică, către muzica nouă. Am avut chiar și de sărbătoarea celor 2 iulie, am avut un concert la finalul sărbătorii de muzică electronică. Ok. Făcută de un compozitor, Mihai Alexandru, bucureștean, născut la Timișoara, dar care acum stă undeva pe un deal acolo, la Provița de Sus, și s-a oferit să vină și a fost așa un sfârșit de sărbătoare foarte interesant.
s-a numit Bizanț Evis, o combinație de sunete care aminteau de cântecele bizantine făcute cu instrumente electronice de data asta. Okay. Deci vrem să facem exact ce spuneam, un loc de întâlnire în care să ne simțim noi adevărați și sinceri noi cu noi înșine. De aceea invit pe toți și vă mulțumesc că prin voi am posibilitatea să le spun din nou celor care au mai venit că pot veni aici, că pot vedea altfel castelul, că pot vedea și descoperi altfel muzeul și că împreună putem să facem lucruri care să onoreze această moștenire primită de la familia Hașdeu. Vă mulțumim că ne-ați primit și ne-ați arătat atâtea lucruri interesante. Poate că o să venim și pe 25 august când aveți o... Și puteți să veniți oricând, și avem și pe 25 oricând. August și pe 11 noiembrie este ziua în care sărbăm ziua de naștere a Iuliei Hașdeu. Ne propunem să facem ceva și de ziua europeană a patrimoniului, pentru că acest castel este, face parte din patrimoniul național, poate va face la un moment dat parte și din patrimoniul universal, patrimoniul UNESCO. Nu e timpul trecut și atunci vrem tot așa să onorăm. Ce n-am spus eu, dar ați filmat voi, avem în muzeu, chiar în camera cu cale, în camera dedicată Iuliei, rămas de la campania noastră Mesaj pentru Iulia, un tablou pictat de cel mai apreciat pictor naiv din țară, domnul Gheorghe Ciobanu, din Iași, din județul Iași, care a dorit și a trimis pur și simplu tabloul prin curier și a ajuns la noi ca să fie prezent aici, să fie prezent mesajul dumnealui. Așa că avem lucruri frumoase și așa lucruri este. Interesante pe care le poate descoperi oricine. Și de-abia aștept să vină. Să sperăm că o să vină cât mai mulți. Vă mulțumim. Mulțumesc și eu. Și vă urăm succes și toate cele bune. Vă mai așteptăm. Mulțumim tare mult.